Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Vreau să afișați versetul, dar înainte de asta vreau să vă spun că cineva a sunat la un adăpost de pisici. Și vorbește cu funcționarul de acolo și spune: bună, vreau să adopt de la adăpostul dumneavoastră o pisică, dar de rasă pură. De preferat, British Shorthair. Nu-mi plac corciturile din motive estetice. Și funcționarul îi spune: da, avem un British Shorthair, dar vrea să trăiască lângă persoane de origine britanică pură. Nu-i plac corciturile din motive estetice. Poftim? Da, când veniți să o luați, aduceți arborele genealogic și documentele doviditoare că vă calificați pentru adopție. Care zice vrea un British Shorthair? Sau care-i corcitură? V-am spus asta pentru că versetul ăsta trebuie citit cu o anumită emoție și cu o anumită atitudine, pentru că suntem dimineața la biserică unde chemăm numele lui Dumnezeu și astăzi vorbim despre bucurie. Sunteți gata să spuneți împreună cu mine? Dar eu spun o parte, voi repetați după mine. Tot ok? Bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Vă spun din nou. Bucurați-vă. Întoarceți-te la cel din dreapta și spune-i: bucură-te. Și la cel din stânga. Și puteți ocupa locurile. Iată, ne ajungi la finalul seriei noastre de predici și de asemenea acest studiu pe care l-am făcut în cadrul grupelor mici, grupelor Connect. Suntem așa de binecuvântați să călătorim prin Scripturi și să găsim învățături care să ne ajute în această călătorie spirituală, învățături bune, învățături pertinente. Unii a trebuit să corectăm anumite lucruri în disciplinele noastre, alții am fost întăriți că facem bine ceea ce facem, iar alții pur și simplu am adăugat o nouă disciplină la călătoria noastră spirituală. Dacă ai fost ajutat de acest studiu, poți să spui azi aleluia. Mulțumim. Rugăciunea, postul, generozitatea, odihna, închinarea, părtășia, ucenicia, puritatea sunt esențiale pentru creșterea noastră. Esențiale. Jim Roth, unul din mari antreprenori și speaker motivațional, cel care i-a mentorat pe Mark Hughes, cel ce a fondat Herbalife, și pe Tim Robbins, spune așa, ascultă-mă bine: toți vom suferi, dar noi alegem cum. Ori suferim disciplina, ori suferim regretul. Ai auzit asta? E foarte bine spus. Pentru că toți spunem duminicile astea și repetăm în timpul săptămânii. Disciplina este parte integrantă din viața creștinului. Și la final am lăsat această disciplină, disciplina celebrării. Acum nu vă pun să ridicați mâna, care de aici ați știut că asta e o disciplină? Noi, mai ales românii ăștia balcanici, noi credem că bucuria sau celebrarea e ceva ce se dă așa. Când iei o notă de 10, când treci bacul, când te căsătorești, nu? Când te pensionezi, poate. Majoritatea balcanicilor sunt loviți de bucurie. Loviți, pur și simplu, ca de fulger. Ei cred că bucuria vine așa peste ei, nu, ca ziua de mâine. Dar vom vedea că nu este deloc așa. Pentru că dacă bucuria e ceva ce se întâmplă, înseamnă că noi depinde de circumstanțe. Și nu vă pun să ridicați mâna care de aici, săptămâna asta, ați fost enervați de un șef. Că de nevastă n-ai cum să fii enervat. Că intrăm la alte pasaje biblice și schimbăm predica. Dar realitatea este că dacă depindem de circumstanțe, e vai de noi. Bucuria este foarte, foarte rară. Deci a sărbători, a fi bucuros. Am lăsat-o la final, această disciplină, pentru că trebuie să înțelegem că tot ceea ce am discutat noi trebuie să ducă undeva. Toate aceste discipline, de fapt, duc la una care este majoră. E drept că noi, ca oameni, ne împărțim în două. Unii sunt pesimiști și alții sunt optimiști. Nu-i așa?
Pesimistul se uită la un pahar în care este jumătate, pe jumătate plin și spune, e pe jumătate gol. Optimistul se uită la același pahar și spune, e pe jumătate plin. Și realistul spune, ai grijă să nu-l scapi. Dar realitatea este că ne împărțim în două. Suntem pesimiști sau optimiști. Un doctor de psihiatrie avea doi copii, doi băieți, de aceeași vârstă. Unul era pesimist și altul era optimist. Și a vrut să facă el un experiment. Și în ajunul Crăciunului, noaptea când băieții dormeau în camere diferite, merge în camera pesimistului și pune o mulțime de cadouri. Pachetate frumos, cu fundițe, multe, multe cadouri, pentru ca atunci când se trezește dimineața să le găsească. Iar în camera optimistului, merge și aruncă câțiva saci de bălegar. Duce la culcare și dimineața, la prima oră, merge în camera pesimistului. Băiatul stătea în mijlocul camerei și, fiind pesimist, se uita foarte circumspect la pachete și nu a desfăcut niciunul de frică să nu fie dezamăgit. Ăsta este pesimistul. Și apoi se duce în camera optimistului. Când intră în cameră, ăsta, cu un băț, căuta prin bălegar. Și mă, ce faci? Zice, tată, e atâta bălegar în camera asta, încât pe undeva trebuie să fie și poneiul. Așa că astăzi fii optimist, da? Când te uiți la bălegarul din viața ta, undeva trebuie să fie și poneiul. Sau măgarul pentru alții, dar mă rog, înțelegeți voi ce am vrut să spun, da? Pentru că scopul final al disciplinelor este bucuria. Scopul final al disciplinelor este celebrarea. Dacă bucuria nu ar fi scopul final, am devenit toți niște împlinitori scorțoși, plini de mândrie. Niște oameni care ne etalăm cu disciplinele noastre. Ați întâlnit de ăștia? Ăștia întotdeauna trebuie să-ți spună cum trebuie să trăiești. Și pentru a spune altuia cum trebuie să trăiască, trebuie tu să fii mândru de ceea ce faci. Sfântul Ioan vorbea de unul pe care îl chema Diotref și spune, lui îi place să aibă întâietate între frați. Păi n-ai cum să încerci să fii primul între frați decât dacă îți etalezi disciplinele și dacă îți etalezi felul tău foarte extraordinar de a trăi, nu etalezi ceea ce știi. De fapt, ascultați-mă bine, disciplina asta celebrării ne învață să nu ne luăm prea în serios. Să mai râdem câteodată și de noi. Să înțelegem că tot ceea ce se întâmplă în viața noastră, cum se spunea mai devreme aici, este prin har. Și că tot ceea ce am realizat și chiar disciplinele acestea care trebuie să fie prevalente în viața noastră sunt doar prin harul lui Dumnezeu. Să recunoaștem că toate sunt dirijate, îngăduite de Domnul. Chiar și disciplinele nu sunt ceva ce trebuie să facem ca să, ci sunt ceea ce facem fiindcă suntem copiii Lui. Suntem copiii Lui și de asta facem lucrurile astea. Sunt foarte serios când spun că finalul tuturor disciplinelor trebuie să fie celebrarea sau bucuria. Catehismul de la Westminster spune așa: scopul principal al omului este să-L glorifice pe Dumnezeu și să se bucure de El pentru totdeauna. Ai auzit care e scopul final? Scopul final nu e să mergi acolo prin nori și să cânți cu o harpă. Alea sunt legende nemuritoare. Scopul final este să te bucuri de Domnul. Scopul final este să celebrezi, să te bucuri, să slăvești pe Dumnezeu. Și această disciplină, acest obicei al sărbătorii a fost inițiat chiar de Dumnezeu. După ce i-a salvat pe evrei din robie, după miracolul acela al trecerii Mării Roșii, El le-a spus să celebreze anual acea victorie. În fiecare an, voi și copiii voștri, să vă aduceți aminte de unde v-am scos. Pentru cei care citesc împreună cu noi Biblia pe aplicație, ați ajuns vineri la Numeri, capitolul 20.
Cam asta e partea unde oamenii se cam lasă de citit Biblia. Că sunt multe jerfe, mulți țapi, boi și multe lucruri de genul ăsta. Nu? Aia care s-au apucat în ianuarie, cam de pe acum se lasă. Capitolul ăsta 20 vorbește foarte mult de jerfe, de mâncare, jerfe mistuite, jerfe de ispășire. Este așa de detailat încât ne putem pierde foarte repede atenția. În schimb, tot capitolul ăsta, greu de citit, vorbește numai de sărbătoare. Vorbește numai de celebrare. Jerfele erau pentru ziua împăcării și pentru sărbătoarea corturilor. Domnul spune așa, să prăznuiți, ăsta e limbajul lui Cornilescu, are cam 100 de ani, dar pe traducerea noastră înseamnă să celebrați, să sărbătoriți, să aveți o sărbătoare în cinstea Domnului timp de 7 zile. Evreii știau să sărbătorească. Ăștia nu se jucau ca noi vineri seara și repede la culcare. Ăștia sărbătoreau 7 zile. Și nu era că erau party people, era pentru că Domnul le-a spus să sărbătorească. Așa că națiunea evreiască, că este vorba de Purim, sărbătoarea salvării de Haman, sau Hanuka, sărbătoarea rededicării templului, evreii celebrează, ei sărbătoresc, făcând din asta o reamintire anuală a cuvântului împlinit printre ei. Și eu întreb astăzi, Biserica Domnului, creștinii nu trebuie să facă la fel? Creștinii trebuie să fie amorțiți? Creștinii trebuie să fie tot timpul triști? Mai mult, cred că disciplina principală, ținta disciplinilor, de fapt, ar trebui să fie celebrarea. Ar trebui să fie bucuria. De ce? Pentru că umblarea cu Hristos este bucurie. Umblarea cu Hristos este celebrare. Este sărbătoare. Uitați ce spunea Petru. Pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut. Se referea la Hristos. Credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Vedeți ce înseamnă trăirea cu Hristos? Nu știu de unde s-a strecurat în biserică, așa în general vorbesc, un aer de ăsta supra-sacrosant de sfințenie și acreală. Nu știu de unde a venit. Cred că de undeva din Est și are așa un iz de ăsta de misticism prost înțeles. Am devenit solemn și lâncezi. Ieri eram aici la Family Market, în Bucium. Și când am ieșit din magazin, este o biserică acolo, exact, foarte aproape. Au început să tragă clopotele. Am zis, gata, ne invadează turcii, tătarii, rușii, cine știe, că s-auzeam, clang. Deci, ei vestesc venirea la biserică cum vesteau ulterior venirea cotropitorilor. Deci cred că este un aer de ăsta de misticism. Augustin din Hippo spune așa, creștinul ar trebui să fie un aleluia din cap până în picioare. Creștinul ar trebui să fie un aleluia din cap până în picioare. Nu poți spune aleluia fără să fii bucuros. L-ai văzut pe unul? Cum e viața? Oh, aleluia, nu. Nu există. Aleluia înseamnă slavă Domnului. Poți să spui aleluia dacă ești trist? N-ai cum. Acum uită-te în viața ta și fii sincer. Fii sincer. Ești un aleluia sau un aoleu? E foarte simplu. Ești un aleluia, slavă Domnului, sau ești un aoleu? Unul care în mod constant se plânge. Pentru că răspunsul la întrebarea cum ești frate, ce faci soră, spune foarte mult despre tine. Foarte mult spune despre tine. Esența umblării cu Hristos, spune Scriptura, este celebrarea. Anunțul îngerului cu privire la nașterea lui Hristos. Țineți minte ce spunea? Vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie. Spuneți toți, mare. Mare bucurie pentru tot norodul. Nu numai pentru unii care au știut să investească în criptomonede, pentru alții care au absolvit medicina, pentru alții care sunt liberi cugetători, nu. Nu, pentru tot norodul. Și va fi o mare bucurie. Asta sună ca o mare celebrare, ca o mare petrecere. Realitatea este că atunci când avem o mare bucurie, noi sărbătorim. Nu-i așa? Sărbătorim
logodna și unirea celor doi. Mai nou am luat de la americani showere. Bridal shower și baby shower. Mi-aduc aminte când locuiam în Statele Unite, venise un frate acolo mai în vârstă din România și el știa vreo două, trei cuvinte. Yes, no, și a învățat între timp ce înseamnă shower. Și când a întrebat, dar unde sunt toate surorile, cineva spune, sunt la bridal shower. Să spune, shower? Cum mai fac duș toate împreună? Omul a înțeles, asta a înțeles, mă. E bine că sunt sărbători. E bucurie. Sărbătorim nașterea unui copil în fiecare an. În fiecare an sărbătorim nașterea unui copil. Ne bucurăm pentru darul Domnului. Sărbătorim schimbarea locului de muncă, achiziționarea unei case, vânzarea ei. Câteodată o mașină, mersul în vacanță, ne bucurăm și celebrăm. Ei bine, bucuria celebrării trebuie să fie o disciplină pe care o practicăm în viața noastră. Trebuie să ne bucurăm de biruințele Domnului. Iisus spune de fapt că trăirea cu El este promovarea bucuriei ca stil de viață. Asta trebuie să o notez. Umblarea cu El este promovarea bucuriei ca stil de viață. Ce le-a spus Iisus ucenicilor înainte să părăsească lumea? Fiți atenți. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie cum? De plină. Să vă bucurați de plin. Și mai târziu Pavel spune romanilor căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Eu vreau să vă întreb, lumea, de unde și-a bucuria? Am spus până acum, mâncare și băutură. De altfel, o petrecere în lume nu-i petrecere fără, spuneți voi, mâncare și băutură. Și nu-i vorba de apă minerală aici. Nu există petrecere. Omul nu poate în lume, omul nu poate să se simtă bine dacă nu consumă și de obicei abuzează de amândouă. Pe când Pavel îi învață pe romani și ne învață și pe noi că împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Hello? Și ce este? Neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Haleluia! Asta este permanentă. Asta nu ține de circumstanțe, de salariu, de creșterea salarii, de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Asta este sfârșitul sau ținta tuturor disciplinelor. Pentru că, de fapt, când noi împlinim aceste discipline, când noi le promovăm în viața noastră, sfârșitul, ținta tuturor, este celebrarea și bucuria. Viața creștină este una a bucuriei, a celebrării, chiar și în necazuri. De fapt, creștinul se bucură chiar și în necazuri. Noi ne bucurăm chiar și în necazuri. Și Pavel scrie romanilor un lucru foarte, foarte interesant. Fiți atenți ce spune el aici. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că, prin credință, nu oricum, prin credință, am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Cum? Pentru că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea, speranță. Și această nădejde nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Haleluia! Vedeți? Bucuria asta este permanentă, trebuie să fie în viața noastră și noi ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Ceea ce spune Pavel în schimb aici este și arată spre starea de har. Uitați-vă puțin ce spune el aici. Spune, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, nu oricum, prin Domnul nostru Iisus Hristos, lui datorăm faptul că prin credință am intrat în starea de har. Este o stare, o atmosferă. Nu poți fi bucuros în suferință și în necazuri dacă n-ai intrat în această stare de har. Cum intri în asta? Prin credință. Este o atmosferă a credinței. Acolo, în această stare de har,
Noi suntem conștienți, nu într-o transă de asta transcendentală, noi suntem conștienți că Dumnezeu este cu noi și asta ne dă bucurie. Da, bucurie chiar și în necazuri. Observați că nu am spus că ne bucurăm de necazuri. Pavel nu ne îndeamnă să ne bucurăm de durere, de pierdere. Cine poate să facă chestia asta? Ci să ne bucurăm atunci când ele se întâmplă. Chiar atunci când ele se întâmplă. Cum? Avem în inimă o nădejde care nu înșeală. Nu dezamăgește niciodată. De fapt, ce face Pavel aici, în acest verset, el descrie disciplina bucuriei, a celebrării. Ca și celelalte discipline, ea trebuie urmărită și trebuie cultivată. De asta este important să o urmărim prin felul cum comunicăm noi. Și îmi place că mai devreme Senti vorbea de treaba asta. Vorbea de cum comunicăm între noi. Când te întreabă cineva, cum ești, frate? Trebuie să spui, excelent. Păi nu-i totul bine, dar spun așa ca să-l necăjezi pe Satan. Știți că diavolul nu-i Dumnezeu, el nu ghicește gândurile. E un mare șmecher care știe, are o anticipare puternică, are 6.000 de experiență cu oamenii, în a păcăli oamenii. Dar el nu poate ghici gândurile. A? Chiar dacă e rău, chiar dacă mă doare, dacă am pierdut, dacă viitorul în ochii medicilor este incert, eu l-am pe Iisus și asta mi-este de ajuns. De fapt, bolnavul Pavel primește același răspuns din partea lui Dumnezeu. Când l-a rugat să ia țepușul, Dumnezeu îi spune, harul meu îți este de ajuns. Nu neagă necazul, nu neagă boala, nu spune, băi, ți se pare. Poruncește bolii să nu mai fie acolo. Nu, nu spune asta. Spune, harul meu ți este suficient. În harul meu ai suficiente pârghii să te ții, să nu te depărtezi, să stai aproape de mine. Mai mult decât atât, în harul meu ai toate resursele să celebrezi și să te bucuri în nădejdea că toate lucrurile vor fi bine. Că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care sunt chemați. Amin? Dumnezeu este suveran și întreabă Pavel, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine poate fi împotriva noastră? Cine poate fi împotriva? De fiecare dată când aud de la cineva, întreb cum ești, nu așa de bine, știu că undeva acolo diavolul a câștigat o bătălie. Știu că undeva acolo cineva nu a vegheat. Pentru că Pavel întreabă, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Asta nu e doar o rostire. Nu este o speranță deșartă, este o prezentare realistă a ceea ce este viața noastră. Nu suntem campioni, nici prețuiți, chiar suntem socotiți ca niște oi de tăiat, ca niște miei înainte de Paște. Asta suntem socotiți noi. Cum ar trebui să ne comportăm? Ar trebui să stăm cu capul în jos? Să ne plângem în mod constant de frați, de economie, de politicieni, de cei ce ne vor răul, cei ce nu ne prețuiesc? Ce suntem noi? Suntem ceea ce spun ei sau suntem ceea ce spune Domnul? Asta e întrebarea la care trebuie să răspundem. Pe noi trebuie să ne intereseze ceea ce spune Dumnezeu despre noi. Totuși, în toate aceste lucruri, spunea Pavel în Romani, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Binecuvântat să fie Domnul. Despre asta e vorba, pentru că să vă spun ceva. Celebrarea, de fapt, este pregătirea pentru cer. Este o atmosferă, o stare de spirit. Este ceea ce vom face acolo în cer. Și îmi place în Apocalipsa, capitolul 19. Ioan a avut această viziune extraordinară. A auzit cum sună. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice care zicea, Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă. Căci a venit nunta mielului
Soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele bune ale sfinților. Apoi mi-a zis, scrie, ferice sau bucuroși să fie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Și apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Nu știu cum sunteți voi, dar eu înțeleg că acolo va fi o petrecere cum n-a fost niciodată nicăieri. Aia va fi cea mai mare petrecere care a fost și care va fi vreodată. Petrecerea de la nunta mielului. În Luca 14 găsim parabola aceasta a marelui banchet. Mulți de aici o cunoașteți. Și a fost pusă la o cină la care a participat Iisus. Iisus spune că cei care slujesc altora vor fi răsplătiți la învierea celor drepți. Și cineva care era pe acolo la masă cu Iisus spune, ferice de omul care va mânca la sărbătoare din împărăția lui Dumnezeu. Ce îmi plac ăștia care se pomenesc așa vorbind. Îmi plac că datorită lor avem și noi mai multă Biblie, mai mult cuvânt. Și Hristos când aude replica asta, spune parabola marelui banchet. În pildă, un om a plănuit o mare petrecere, un mare banchet și a trimis invitații. Când totul a fost gata și a trimis slujitorii ca să-i aducă la masă pe cei care sunt invitați, spunându-le că totul e gata, masa e gata să înceapă. Unul după altul, cei care fuseseră invitați au venit cu scuze. Unul spune, am cumpărat un teren și trebuie să mă duc să-l văd. Altul spune, am cumpărat niște boi și trebuie să mă duc să le pui jugul și să-i încerc. Iar altul spune, abia m-am căsătorit. Avem acum, într-o lună și ceva, avem 6 nunți. Sunt mulți de ăștia de aici la noi. Abia m-am căsătorit, nu pot să vin la petrecerea ta. Când stăpânul a auzit scuzele astea, s-a supărat. Și spune slujitorului, ascultă, ignoră lista de invitații. Ăștia nu vor să vină. Și du-te la răspântii. Adică la intersecții. Unde stăteau majoritatea oamenilor. Ce oameni stau la intersecții prin oraș? Ia spuneți voi. Dă și mie ceva de ăștia. Și spune, pe ăștia adu-i. Toți chiopii, ciungii, orbii, adu-i pe toți, bagă-i înăuntru pe toți. Și ăsta împlinește, se duce și spune că niciunul dintre cei invitați nu vor gusta ospățul meu. Aici este cheia. Și spune, nu s-a umplut sala. Ok? Ei băga pe toți de la intersecții, da, nu s-a umplut sala. Ok, du-te încă o dată și bagă-i cu forța pe toți care îi găsești. În așa fel încât să nu mai rămână niciun loc liber la masa mea, la ospățul meu. Pentru că cei care au fost invitați și m-au refuzat, nu va fi niciunul. Dar vreau ca toate locurile să fie umplute. Aici este cheia. Aici este cheia. Omul care i-a dat replica lui Iisus, ferice de cel care va fi la masa lui Dumnezeu, a presupus că numai evreii vor fi acolo la masa aia. Pentru că așa era învățătura lor. Numai fiii lui Avram, numai evrei. El asta a presupus. A? Și Iisus, de fapt, îi spune, nu e așa deloc. Scuzele care au fost prezentate erau absolut ridicole. Ci că am cumpărat un teren și mă duc să-l văd. Cine cumpără teren fără să-l vadă întâi? Cunoașteți voi pe cineva? Mă duc să mă uit la boi și să le pun jugul să văd dacă poate să tragă. Serios? Și ai cumpărat fără să-i testez? M-am căsătorit și nu pot să merg la petrecere. Dacă te căsătorești, abia aștept să fii invitat pe undeva. Să mergeți împreună. Deci, toate scuzele sunt absolut ridicole. De fapt, ăștia care s-au scuzat îi reprezintă pe evreii care l-au respins pe Iisus ca Mesia. Și ce spune aici parabola? Spune că n-aveau nicio scuză. Iisus a fost cel vestit, profețit, a împlinit toate semnele și evreii nu l-au primit ca Mesia. Așa că Dumnezeu
are reprezintă pe stăpânul care a organizat marele banchet. A lărgit invitația pentru toți asupriții și mutilații societății. Pentru toți cei care stăteau la răspântii. Pentru cei necurați care nici măcar n-au auzit că există vreun banchet. Că să spun ceva, ăia care au fost în a doua serie, băgați cu forța, ăia bar n-aveau ce se întâmplă. Bucuria mea ascunsă, pe care vă mărturisesc public, este să-l văd pe unul de ăsta care nu știe ce l-a lovit și când vine aici zice, simt ceva, e ceva aici, habar n-am auzit, am venit din greșeală și l-a lovit harul. Ăsta e din seria a doua. Care a venit fără să știe ceva, dar a fost prins de harul lui Dumnezeu. Fii atent, stăpânul nu se mulțumește cu un loc gol la banchetul lui, la petrecerea lui. Din contră. Ce spunea John MacArthur? Spunea că Dumnezeu este mai dispus să-i salveze pe păcătoși decât păcătoșii să fie salvați. Dumnezeu ne cheamă. Dumnezeu ne-a chemat. Ce spune mesajul acestei pilde este că tragedia respingerii evreilor a devenit binecuvântarea noastră a neamurilor. A celor care eram departe. Ce reprezintă pentru noi pasajul ăsta? Noi toți de aici suntem șchiopii, orbii, cerșetorii și oamenii fără valoare, dar pe care Iisus ne-a chemat la marea lui celebrare, la marea lui biruință. De 8 ani observ lucrul ăsta. Cei de departe au venit și s-au pocăit și acum au luat-o înaintea celor care acum 8 ani știau ei despre Dumnezeu, dar n-au vrut să se implice pentru că au vrut numai în condițiile lor. Numai cum vor ei. Și acum ăștia care au fost chemați de pe străzi, care nu știau nimic de Dumnezeu, care erau vai de ei, au ajuns acum slujitori folosiți de Domnul. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu salvează și astăzi pe cei drogați, prostituate, adulteri, hoți, tâlhari. Poate nu vin la Dumnezeu cei pe care i-am vrea noi, dar vin cei pe care îi găsește Duhul Sfânt și îi aduce. Pentru că slujitorul care aduce oameni este Duhul Sfânt care dovedește lumea de păcat. Amin? Masa cinei, cum spuneam, este întotdeauna un preambul a ceea ce se va întâmpla la masa finală. Și vreau să vă spun ceva. Aici, în această biserică, sunt foști, șchiopi, ciungi și alte păcate care ne-au desfigurat și ne-au făcut handicapați spiritual. Asta este realitatea. Acum suntem al lui Hristos și suntem deja la masa lui cerească. Respingerea unora a însemnat binecuvântarea noastră. Te bucuri azi de lucrul acesta? Oameni buni, azi trebuie să învățăm să celebrăm lucrul ăsta. Pentru că să vă spun un secret care n-ar trebui să fie. Bucuria este puterea noastră. Asta spune Neemia. Spune, bucuria Domnului este tăria noastră. Dacă ar fi să extrapolăm, este plânsul și tânguirea ne slăbește. Nu-i așa? Dacă bucuria Domnului este tăria noastră, atunci înseamnă că plânsul și tânguirea și asta înseamnă că ne slăbește. Așa că ce vreau să vă îndemn astăzi? La finalul acestor lecțiuni, haideți să facem asta. Benjamin Franklin spunea, ai făcut bine este mult superior lui ai spus bine. Majoritatea știm să spunem bine, dar de făcut, puțin corijenți. E așa de bine că am participat duminică și că ne-am bucurat de cuvânt, dar nu este suficient. E așa de bine că suntem în grupurile Connect și aprofundăm în timpul săptămânii în cadrul grupului nostru mic, dar nu este suficient. Este extraordinar că am participat la provocările fiecărui subiect, dar nu este suficient. Suficient este să aplicăm în viața noastră, în fiecare zi. Cum? Păi nu cu așteptări colosale, cu așteptări mari. De fiecare dată când pornim cu rezoluții puternice, mari, nu ne ține decât o săptămână. Hă? Cum a fost ultima ta dietă? Ultimul tău detox, nu? 7 zile și cu asta basta. A început să ghiore mațul și s-a terminat. E așa? James Clear spunea în cartea lui că ajustările mici sunt cheia succesului. Așa că astăzi să începem să facem ajustările necesare în viața noastră.
Fiecare de aici, indiferent de vârstă, de pregătire, de statutul social, fiți atenți, fiți atenți. Obișnuiește-te să-ți exprimi bucuria pentru o nouă zi în fiecare dimineață. Faci lucrul ăsta? Cum spuneam la prima predică, puneți, cum zicea Denzel Washington, puneți șlapii sub pat. Atunci când te cobori, să te întinzi după ei, să fii pe genunchi și acolo spune: Doamne, îți mulțumesc pentru o nouă zi. Doamne, sunt zeci de mii care n-au mai prins, din 8 miliarde, n-au mai prins ziua asta. Doamne, îți mulțumesc pentru o nouă zi. Ce har să o pot experimenta. Obișnuiește-te de asemenea să faci un compliment pe zi soțului, soției sau copilului. Nu e așa de greu. Găsești tu ceva. Primele 3-4 zile soția o să fie șocată. Wow, ce-i cu asta? Sau soțul, corect. Sau soțul. Că și soțul are nevoie de complimente. Dar obișnuiește să faci lucrul ăsta. Nu-i greu. Nu-i greu. Nu știu, ai făcut ciorba bună, habar n-am. Arăți glorios astăzi. Asta e mare, deja asta e next level. Dar înțelegeți voi ce spun, da? Obișnuiește-te. Știi ce va face lucrul ăsta? Va aduce bucurie în viața celuilalt. Va arăta că prețuiești, că o prețuiești. E important. Asta e o atmosferă pe care trebuie să o promovăm. Apoi, obișnuiește-te să cauți lumina. Mulți dintre noi căutăm întunericul. Am văzut acolo, nu-i bun. Nu-i bun, nu, nu-i bun ce ai făcut. Ai făcut toată casa perfectă, ai lăsat colacul. Nu l-ai ridicat, gata. Colacul ăla e nenorocire. Gata, s-a terminat. Tu nu cauți lumina. Vreau să cauți lumina. Uite cât a lucrat femeia aia sau bărbatul ăla, nu știu care. Fiecare cu responsabilitățile lui. M-am bucurat așa de mult să vorbesc cu o femeie de la noi din biserică care trece printr-o situație de coșmar. De coșmar. Și să-mi spună: în toate văd mâna Domnului. El lucrează cu dreptate. Asta înseamnă că cauți lumina. Cauți bucuria, cauți celebrarea. Hristos nu ne-a părăsit, nu ne-a lăsat. Amin? Pentru cei care aveți adolescenți, Domnul să aibă milă de noi. Vezi binele în adolescentul tău, care s-a transformat dintr-un copil drăgălaș într-un Shrek plin de figuri. Doar câțiva ani trece și pe aceea va reveni la normală. Bucură-te de puținele momente care le mai ai, că după adolescență vine tinerețea și majoritatea pleacă. Și pensionarii dau din cap și spun: da, spune adevărul. Ce mi-ar place să mai am adolescență în casă, chiar dacă mi-am smuls părul din cap. Dacă ești în vârstă și pensionar, bucură-te de încetinirea timpului. Admiră natura, sună-ți copiii, pentru că bucuria trebuie cultivată. E un mod de viață, e ceea ce ne învață Scriptura. Celebrarea trebuie să fie promovată în viețile noastre. Sărbătorește tot ce merită sărbătorit. Zile de naștere nu sunt nelimitate. Atenție mare! Nu sunt nelimitate, sunt doar câteva. Numărele bine și sărbătorește. Aniversările de căsătorie astea sunt tot mai rare. Cum prins sărbătorește, sărbătorește-l pe el sau pe ea. Și apoi duminica. Duminica e ziua celebrării, oameni buni. Când ne punem hainele bune și venim la biserică, să-l celebrăm pe Iisus. El este sărbătoarea sufletului nostru. Indiferent ce s-a întâmplat de luni până sâmbătă, duminica este ziua când celebrăm. Celebrăm ca indivizi, celebrăm ca familii, celebrăm ca biserică. Îl celebrăm pe Iisus, care am auzit mai devreme, a fost mort, dar a înviat. Binecuvântat să fie numele Său. El a venit, atenție, în Capernaum, în sinagogă, când și-a început predicarea. Ce a anunțat Iisus, mai știți? Cita ceva din Isaia. Spunea: am venit să anunț, să proclam anul de îndurare. Băi, când evreii auzeau anul de îndurare, asta înseamnă iertarea datoriilor. Care de aici ar vrea să vină anul de îndurare peste datoriile tale? Știi cum ai intrat aici în biserică? Flic-flacuri, așa. Hap, hap, ai scăpat de rate. Anul de îndurare. Am intrat în... Asta era la evrei. La evrei, dacă aveai o datorie, la anul de îndurare, frate, tu trebuia să spună... Ești iertat. Mă gândesc cam cum se iertau evreii unul pe altul. Ești iertat. Era greu pentru ăsta care ierta, dar pentru ăla iertatul intra
flic-flacuri făceam. Era cel mai bucuros și Hristos vine și spune: am început misiunea mea. Care este misiunea mea? Anul de îndurare. Anul de celebrare. Anul de bucurie. Oameni buni, asta este o disciplină spirituală. Pentru că bucuria noastră este puterea noastră. Nu vreți să sărbătorim acum pe Iisus? Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Când studiam, am găsit un pasaj mai vechi din Isaia, pe care am predicat cu câțiva ani în urmă. Isaia 35. Foarte interesant pasaj, care aș vrea să-l împărtășesc astăzi cu voi. Și Isaia vorbește în capitolul 35, începe că pustia și țara fără apă se vor bucura. Pustia se va veseli și se va înflori ca trandafirul. Dacă vreți să vă dau un pic de apocalipto, uitați-vă ce s-a întâmplat în Dubai săptămâna trecută, da? Suntem aproape. Fiți atenți. Către credincioși, prin Duhul, Dumnezeu spune așa: întăriți mâinile slăbănogite și întăriți genunchii care se clatină. Spuneți celor slabi de inimă: fiți tari și nu vă temeți. Iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu. El însuși va veni și va mântui. E clar că este o profeție mesianică. Vorbește despre Hristos. Ok, și ce va face El când va veni? Fiți atenți. Care este semnul că a venit Mesia? Semnul pe care l-au pierdut evreii și de asta n-au intrat în anul de bucurie, în anul de eliberare, de asta încă sunt robi și se bat și acum cu filistenii. Care e semnul că a venit Mesia? Fiți atenți. Atunci se vor deschide ochii orbilor. Dacă ai fost orb și acum vezi, spune amin și aleluia. Vreo trei orbi acolo care au fost vindecați. Bun, hai să vedem, încercăm cu surzii. Se vor deschide urechile surzilor. Ai început să auzi adevărul lui Dumnezeu? Ăsta e har. Atunci șchiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie. Căci în pustie vor țâșni ape și în pustietate păraie. Binecuvântat să fie Domnul. Fiți atenți, cu secole, 700 de ani, 7 secole înainte, Domnul anunța venirea împărăției lui Dumnezeu prin Mesia și ce va face El? Va da vedere orbilor, șchiopii vor sări în sus și va dezlega limba muților. Aici este cheia, atenție, noi suntem aia. Noi suntem aia. Dacă ai fost dezlegat, dacă ai fost vindecat, dacă acum vezi, dacă acum poți merge și poți da slavă Domnului, atunci îl lauzi pe El. Știți, văd foarte ușor temperatura spirituală a cuiva prin faptul dacă cântă sau nu. Dacă nu cântă, stă așa. Cum poți să spui aleluia așa? Dacă cineva cântă, are o postură deschisă înaintea lui Dumnezeu. Când îți deschide gura și laudă pe Dumnezeu, asta înseamnă că limba lui a fost dezlegată. Asta înseamnă că s-a întâlnit cu Hristos și păcatele lui au fost iertate. Nu poți să fii astăzi salvat, regenerat, mântuit, înnoit, binecuvântat și să taci. N-ai cum, n-ai cum. Așa că în momentele următoare, haideți să cântăm Domnului cu bucurie. Să cântăm cum n-am mai făcut-o niciodată. Înțelegând că suntem la masa împăratului. În timp ce când spuneți în gândul tău: da, eu sunt șchiopul care abia mă tăram, dar Hristos m-a restaurat și acum merg pe drumul Lui. Da, eu sunt orbul, dădeam din groapă în groapă, dar am fost vindecat și acum văd lumina. Nu numai că o văd, o caut în viața mea. Da, eu sunt mutul, nu vorbeam nimic și dacă spuneam ceva, spuneam numai prostii. Dar m-am întâlnit cu Hristos, mi-a atins limba și acum lauda Lui este în gura mea. Voi binecuvânta întotdeauna pe Domnul. Let's go! Hai să cântăm!